Vă salut, colegi columbofili. N-am apucat acum să filmez un atac de uliu. Doamne ferește. Ia uitați, e rupt în gură ăla. E gușa spartă, făcută varză. Acum, plină zi. A dat. În plină zi. Cald afară, vreo 36 de grade. Porumbii zboară, liniștiți. Și dintr-o dată m-am trezit cu nul. Dată în ei de... N-au apucat ce semn. Dar văd că a scăpat săracul. Vedem că nu a aterizat. Că a aterizat și văd că a luat o iară la zbor. Eu de speriat sunt. Să-i lăsăm, să-i chemăm la masă. Și atunci vedem. Ce să facem cu săracii. Au aterizat, dar nu știu dacă se vede. Cât de rupt, dar se vede. Cât de rupt e. Ei nu vor să vină în cușcă, i-am chemat la masă, i-am închis și nu vor să vină. S-au ascuns pe acolo. Nu știam de ce stau ei acolo pe cușcă, dar acum am înțeles. Pe casa la vecini. E casa mai înaltă și vede când atacă uliu. Asta e. Filmez când se intre în crescătorie. Ia uitați, colegi columbofili. Ia spart bine rău fir. Abia ieșit la zbor. Dezastru. Când am făcut antrenamentul ăla cu pui, i-am luat pe fiecare să-i pun în paponiță și mai aveam vreo doi care tot așa erau sparți. Ce să fac? Ăștia sunt ulii. De acum încolo o să-i țin doar la program, că nu are rost. Le dau drumul, închid, se întorc, intră în cușca. Le țin și nemâncați. Cam atât cu vlogul de azi, vă salut!